Pandurii se află la cel mai bun an din istorie, reușind să se califice în play-off-ul pentru accederea în grupele Europa League. În această partidă ar putea reintra mijlocașul Breveld, care revine după o accidentare. Din păcate, capitanul Paraschevas este accidentat și nu va putea evolua. Tunarul Pandurilor, Davidas Matulevičius, este în formă bună, mai ales că a reușit să marcheze primul gol pentru naționala Lituaniei. Gorjenii trebuie să fie atenți la Budescu, atacantul Astrei fiind într-adevăr vârf de formă în această perioadă. Pârvulescu crede că partida cu Giurgiuveni este una deosebit de grea. Cu siguranță nu va fi un joc ușor, ne așteaptă un joc dificil, dar suntem conștienți că sunt puncte foarte importante puse în joc, sunt 3 puncte importante, avem obiectiv și în campionat și venim după înfrângere de la Piatra Neamț, cu siguranță punctele de sâmbătă sunt foarte, foarte importante, pentru că câștigând partida cu Astra, revenim din nou în clasament, în pozițiile superioare, unde ne dorim și unde dorim să nu mai coborâm de acolo.